Le ofere tinerilor împrumuturi fără dobândă pentru educație, sănătate, sport și cultură. Printr-un program numit Investește în tine, fiecare poate obține un credit de maximum 40.000 de lei, bani pe care trebuie să-i returneze în 10 ani. Inițiativa a generat însă și câteva controverse. Deși mulți spun că este o măsură bună pentru cei cu venituri modeste, unele voci avertizează că se va ajunge la o explozie a creditelor pe piață, dar și la majorarea taxelor pentru unele programe de studii. Am putea investi în dezvoltarea personală cu bani de la stat. Ministerul de Finanțe va lansa pe piață un nou tip de credit care poate fi luat pe o perioadă de 10 ani cu zero dobândă. Cheltuielile eligibile pentru programul Investește în tine sunt legate de domeniile educație, cultură, sport, sănătate, dar și locuințe. Mai exact, un astfel de credit se poate lua pentru plata studiilor de specializare, pentru plata chiriei sau pentru plata unor servicii medicale pe care statul nu le acoperă în prezent. Sunt și condiții. Vor putea accesa creditul doar cei care sunt în sistemul de învățământ, urmează cursuri sau vor să-și schimbe specializarea. Pentru a obține banii, beneficiarii trebuie să aibă vârste cuprinse între 16 și 55 de ani. În prezentarea proiectului se vorbește despre dezvoltarea personală, dar deocamdată nimeni nu știe până unde se poate ajunge. De exemplu, dacă ar putea fi decontate operațiile estetice, implantul de păr sau cel dentar. Putem să ne imaginăm orice tip de intervenție care nu este acoperită de Casa de Asigurări de Sănătate. Acești bani sunt de la bănci. Statul plătește dobânda de 6%, 80% garantează statul, 20% persoana dacă este angajată. Pentru un astfel de credit de 40.000 de lei pe 5 ani cu dobânda zero, rata lunară ar ajunge la 667 de lei, arată calculele analiștilor. În prezent, 3 bănci acordă credite pentru studenți, însă cu dobânzi de până la 10%. Propunerea inițiată de Ministerul Finanțelor a aprins deja spiritele printre reprezentanții elevilor și ai studenților. Există câteva riscuri foarte mari. În primul rând, în general, statele care au introdus credite pentru studii s-au confruntat cu o creștere foarte mare a taxelor de studii. Primul impact în cazul în care măsura se va implementa va fi explozia creditelor acordate de bănci și îndatorarea populației, spun analiștii. Nu mai poți